Serbările Timișorena au ajuns și în redacția postului nostru de televiziune. Miercuri 12 august, mesagerii evenimentului ne-au vizitat pentru a ne oferi mai multe detalii despre concertele pe care le vor organiza la final de săptămână la Roman. Trupele Cargo și Holograf sau artiștii Mihai Mărgineanu și Laura Lavric sunt doar câțiva dintre cei care vor concerta în centrul municipiului sâmbătă și duminică. Mesagerii Serbărilor Timișoreana ne-au mulțumit pentru buna colaborare și pentru că, la fel ca de fiecare dată, Roman 24 TV Online este alături de romașcani și de toți cei care promovează binele. Serbările Timișoreana îi așteaptă pe locuitorii orașului Roman în zilele de 15 și 16 august cu multe surprize și mai ales muzică bună. În ziua de 15 vor cânta Cargo, va fi un concert aniversar pentru cei 30 de ani de activitate, iar apoi Laura Lavric și ansamblul Floricica de la Munte vor cânta muzică tradițională românească, iar pe data de 16, duminică, veți petrece alături de Holograf și de Mihai Mărgineanu. Așteptăm un număr cât mai mare. Serbările Timișoreana vor începe de joi, când traficul pe centrul municipiului va fi blocat, pentru ca toată lumea să se poată bucura de concertele unor artiști și formații de renume. Sâmbătă 15 august, romașcanii vor avea parte de concerte ale ansamblului Floricică de la Munte, ale solistei de muzică populară Laura Lavric și ale trupei Cargo. Duminică vor susține concerte Mihai Mărgineanu și trupa Holograf. Toate cheltuielile sunt suportate de organizatori, primăria Roman asigurând doar spațiul necesar desfășurării evenimentelor și utilităților.